Salutare tuturor și bine ați venit la nou videoclip. Suntem aici la stația CFR Oradea și vom face un video de la Oradea. La plus pe călătorie ieșim din țară și începem călătorii pentru canalul Vate 4 euro de asta pe canalul mare. Așa că să dăm drumul. Data oricum e 16 martie 2024 ora 6:20. Merem că mai avem în jur de 5 minute și prindem trenul care iese din țară. Vedeți, tu-i cumpăra, deci e bine. Da, haideți că e minune, că normal e cu un vagon, dar astăzi avem două. Avem extra. Așa cum e cel mai fain pentru video, așa că super. Haideți că am pornit. Timpul îi la timp. Revizia de vagoane. Iar aici părăsim Oradea. Bye bye. Acolo am părăsit calea ferată spre Arad, linia 310, și ne îndreptăm spre Episcopia Bihor. Și da, salutare, haideți că plecăm, mergem frumos aici. Uite, singura stație în România, după aia ieșim în graniță, Ungaria, și mergem, facem un tur frumos. O să vedeți, pe canalul Euro deja merită, vedeți? De tipuri super tari și dai. Asta e graficul, avem trenul 358 Oradea Pișpe-Clădani, cum se zice aici, vedeți, cam așa, și da, să se dea și ceasul cu o oră, cam așa e situația. Rada și urmează Episcopia. Direct pe linia 4. Episcopia Bihor, 633. Haideți să stăm o țâră aici, trebuie să plecăm imediat, așteptăm goarna, să vedem. Da, un alt tren, dar nu al... alt tren, dar nu al nostru, dar oricum, trebuie să se audă și asta. Sau nu, a fost al nostru, mă rog, am pornit. Thank you.
da, asta e linia care merge spre satul mare al meu. Și mai fost o linie aici, cred că ăsta e, care a ieșit în altă direcție în Ungaria. Dar aia nu mai e folosit, e și bădărit, vedeți. Ai viitoarea centrală de ocolitoare a Oradei, aia nouă. Imediat e gata. Bine de știu. Da, fraților, cum aici suntem în tren compartimentat, MAV, din asta care ne place. Mergem frumos, ieșim în Ungaria după peste un an. M-am fost acum de un an. Asta a fost interesant, de gândă de gândit. Da, da. Da, viteza 50 la oră. Borșu, vama de rutieră și va trebui să vină stâlpi de electricitate. Va trece în vama, va să apără granița și vin și primii stâlpi aici. Suntem în Ungaria, fraților. Super tare. Am un video de aici cu linia electrificată, dar aia era Piuș-Procloveni Oradea. Asta e Oradea Piuș-Procloveni, deci da. Vama Artan din Ungaria. Rutieră. Pasaj. O să vină stația Bjorkereste. Stația Bjorkereste, 6:10, ora locală. Credeți că s-au detașat de punctile noastre? Să avem electrică aici, cred că se vede. Și răsărit de soare. Plus, na, aici suntem. Primim și locomotiva și în curând plecăm. Da, și 33 stăm aici. Mai avem liniștit timp. Și ne minunăm aici de situație între timp.
Asta oricum se va atașa la alt tren care va ieși înapoi în... sau, mă rog, se va intra în România. Demarează. Dă-i. Da, fraților, aici se mere lin, se mere fără nicio problemă. Într-un fel e bine, altfel plictisitor, merg numai drept, numai drept înainte. Ai geam de deschis, numai că nu ai sunetul joantelor, n-ai nimic. Cam plictisitor, dar într-un fel e bine, altfel nu prea. Dar experiența tot este, pentru că geamul de deschis, clasicul. Peter. Singura linie e aici, adică două pe partea cealaltă. Dar vedeți, stație modernizată. Personal, cum mergem aici frumos, ca și, da, semei bună, să zicem maghiară. Da, aia-i mergem. Îi se oprește din fiecare stație, cum ar veni. Interesant că ăsta că este cel loc din baie, care, da, vei cum îi. Da, este și... toaletă care e destul de cald aici în momentul, plus că aici geam de deschis care nu se deschide, nu-i bai. Față de tren regional e bun. Că linia nu e chiar dreaptă aici, dar cred că e linie veche, mai electrificată. Ceea ce nu-i neapărat lucru rău, dar
probabil se va moderniza și linia. Se va schimba la un moment dat. Mai ales că, no, modernizare Cluj-Oradea completă, plus dublare în anumite locuri. În continuare mă refer. Rămâne să vedem când va, se va întâmpla asta și plus că va fi istoric și aia. În câțiva ani să poți să mergi cu electrică și cu trenul rapid de pe aici, să meargă și aici cu 160. Vedem, vom vedea. Între timp vine următoarea stație. Bere că ui folu. Da, fascinant să vezi așa proaspăt electrificat pe aici. Bine, are peste un an deja, dar totuși. E de bine. Dă-i, haide. Demarează imediat. Următoarea stație avem 2 minute întârziere. Ah, au și plecat, nici nu stăm. Practic n-a fost nimeni.
Barand. Șapte și 15. Ah, clădire, na, faină. Bun, fraților, bun, 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 vine Püspökladány. Haideți că linia principală aici, asta o să fie spre Debrecen. Foarte tare, așa că eu să-mi iau rămas bun așa frumos de la voi de acest video. Super tare, aici în Ungaria, de la Oradea până la Püspökladány. Ziceți vreau să vedeți tot ce în acest video. Așa frumos cum a fost, cu destul de plictiseală, dar am mers din. Contează și cu ce am de deschis. Dați un like, dislike, oricare, pentru că contează, adică cu mai departe, nici cu foțelul. Și ne vedem în următorul video clip. Salutare, ca ce să fiți iubiți. Bye! Da, aici intrăm încet, dar sigur. Bun, sosit.